99% dintre români se vor speria la acest videoclip. Ați auzit foarte bine, băi și fete, numele meu este Marusiancu și bine v-am găsit la un nou Încearcă să nu te sperii challenge. Vreau să vă zic încă de la început că o să vorbesc ceva mai încet pe parcursul acestui videoclip, pentru că este noaptea când filmez și nu vreau să-mi bată vecinii la ușă. Ei bine, fraților, astăzi vom reacționa la două filme horror pe care 100% nu le-ați mai văzut până acum, pentru că acesta, primul la care vom reacționa, a fost postat ieri și vom mai avea încă unul care a fost postat acum 4 zile, băi și fete. Hai să vedem care-i treaba, ci că sunt niște filme foarte, foarte horror, pentru că primul film ăsta este despre fata asta care este singură acasă și începe să se joace ceva gen joc cu o tablă, gen nu știu dacă se joacă tabla Ouija, dar nu cred că se preciza chestia asta, și în momentul în care joacă acest joc, intră un spirit malefic în casa ei. Hai să vedem care e treaba. Vedeți, e singură, e tristă, chestii de genul, da? Și se joacă cu o tablă. Vedeți? Filmul se numește Two Players Required, gen că e nevoie de doi jucători, adică ea e singură și pentru că n-are un alt jucător vine spiritul și bau, știi ce zic? Sperăm să nu le luăm jumpscare-a asta, tot ce sper. Elise's stuff. Ah, acolo zice că sunt lucrurile lui Elise. Cine e Elise, fraților? O fiică își așteaptă colega de cameră sau care-i treaba? Ok, cred că asta este jocul cu ăștia doi. Sora mea nu ți-aș recomanda să te joci așa ceva, zic sincer. Dar na, eu zic asta că deja văd, știu că e un film horror, știu că o să moară, știu că probabil o să facă cele mai proaste decizii. Știți, băi și fete, cum e într-un film horror, întotdeauna asta, dacă o să aibă ceva în casă, nu o să fugă sau să țipe, nu. Pur și simplu o să stea acolo, o să se ascunde sub masă. De parcă demonul nu te vede sub masă. Ok, băi și fete, jocul arată foarte ciudat. Mai degrabă m-a jucat cu tabla Ouija. Dar să nu-mi nici măcar nu știi cum să te joci, bro. De ce pui el acolo dacă nici măcar nu știi cum să te joci? Care-i scopul, bro? Oh my god! Nu-mi spune că de fiecare dată când dă cu Zaru se întâmplă o chestie de-astea horror. Ok, cred că asta nu e o chestie de horror. Cred că vrea să intre ceva peste tine în casă, sora mea. Ok, se pare că nu-i pasă. Se joacă... Ok, e ciudat. Păi și care-i jocul, bro? Adică cum ajungi în pătratele alea? Și numai când dă ea, și când dă la roșu, se întâmplă ceva horror, nu? Dar gen, cum ajungi în pătratele alea din dreapta? Care-i scopul jocului, bro? De ce nu ne-ai explicat? Da, nu înțeleg. Oh my god, bă, aia a fost o mână, sora mea. Eu știam că spiritul e invizibil, așa știu eu. Check this, uitați-vă acolo. Chestia e mai mult de un spirit, zic eu. Cine să dea până la urmă să judec spiritele, băi și fete, nu? No? Uite, ce spuneam la început? Bă, filmele astea horror, frate, deci te enervezi mai mult decât te sperii, bro. Sorme, dacă ai văzut o mână de monstru la tine la geam, de ce te duci la geam? N-are niciun sens. N-are niciun sens, bă, și dacă eu văd acum o mână de monstru la ușa mea, sar pe geam. Fac eu ceva. Bravo. Și a făcut așa de parcă, mamă, l-am prins pe ăsta, ce o să-i fac? Ce o să-i faci, lui monstru? Hopa. Iară, au sună de acolo, mă duc acolo. Că ce se poate întâmpla? Doamne, ireală, frate, eu mai mult nu mă enervez când văd chestiile astea. Deci eu iau razna. Am venit să-mi dau cu capul de pereți. Dă cu Zaru, sora mea, dă cu Zaru.
Acum e prea târziu, ce să vezi? Prea târziu, momentul în care soră mea și-a dat seama că ar trebui să facă ceea ce ar face orice om normal să fugă, e prea târziu. O să fie un jumpscare aici, să nu ziceți că nu v-am zis. Doi player, ok, nu a fost un jumpscare, dar tot a fost horror. Iar următorul film horror la care vom reacționa băieți și fete se numește The Sleepwatcher și este vorba, fiți atenți, despre o fată, deci a fost postat acum 4 zile, este vorba despre o fată care are același coșmar în fiecare noapte, este bântuită de același vis în fiecare noapte, bro. De la Social House Films, let's get this. The nightmare started last week. Sora mea ne povestește, deci că săptămâna trecută a început coșmarul. E același coșmar, bro, cică. Îi sună telefonul și e paralizată în somn sau de ce nu? Cică primește un telefon în fiecare noapte. One of those rotary phones I remember seeing at my grandma's house rings loudly from the bedside table. Ok, deci de fiecare dată, la aceeași oră, fraților, primește telefonul ăsta, gen îi sună telefonul, telefonul ăsta care a văzut ea la bunică sau telefonul ăsta, că știți că toate chestiile pe care le vedeți într-un vis, le-ați văzut și în viața reală, știi? Chiar dacă nu vă vine să credeți, le-ați văzut undeva, dar nu vă mai aduceți voi aminte. Și e paralizată în somn și nu poate să răspundă, nu? Are ochii deschiși, dar nu se poate, nu știu ce, nu se poate mișca. Nu poate să deschidă ura. I'm completely paralyzed. Uite pisicuța. That's when I hear breathing. După aude cum cineva... Mamă, băi, și ok, asta e... Ok. După aude cum cineva respiră. Ah, e telefonul. Cineva respiră în telefon. And then a voice. După o voce. N-am auzit ce zis. I like to watch you sleep. Îmi place să mă uit la tine când dormi. Last night was different. Noaptea trecută a fost diferit. A, păi și atâta, sora mea, băi, păi dacă credeam că e ceva mai interesant, bă, stai să vedem. Doar... At first, I could move my eyes. A, ok. Azi noaptea a fost diferit, deci cred că e pe nivele, băi și fete, cu cât trece timpul, cu atât mai mult, sora mea poate să deblocheze nivele noi în somn. Acum poate putea să-și miște ochii. Then my toes. După degetele. That's when I first saw it. Standing tall beside my bed. Și după a văzut creatura asta, fraților, uitați-vă. Stătea lângă patul ei, bro. Acesta este frățiorul de Sleepwatcher. M-a speriat. Hai că știu că v-a speriat. I closed my eyes wishing it would go away. Ok, și-a închis ochii, bun, bine că poți să-ți închizi, sora mea. I opened them again. It was gone. Și-a plecat. In its place was an old hand mirror spinning like a top. Ia uitați-vă, băi și fete, și era această, mamă, bă, dar ce-i cu visul ăsta? Era această oglindă în locul telefonului. Mă sperie pe mine chestia asta, bro. Se pare că și sora noastră este destul de panicată. În spatele ei e chestia aia. Da, desigur că ea nu vede. Deci, hopa, se deschide ușa. Deci, fraților, creatura asta este The Sleepwatcher și bântuie... Bă, se deschide ușa? Ce-i în stânga, bro? Craniul ăla.
Ah, dar stai că poate să se miște. Even though I was afraid. Ok, deci acum poate să se miște. Lasă că e bine. Pleacă, sora mea. Nu știu dacă asta e o idee bună. Bă, poftim, asta e casa ta. Bă, frate, ce-i casa asta, frate? Bă, frate, ce-i casa asta? Sau e într-un hotel? Cred că e într-un hotel. Asta nu-i casa ei, bro, cum să fie? Bă, frate, ce n-ai, bă, casa asta? Sau poate e, da? Sunt eu invidios. Ti s-a deblocat o nouă ușă, să lumea treci la nivelul următor. O să o tragă ceva în ușa aia, fiți atenție, asta e predicțiune. O vedeți? I found myself in grandma's house. A, acum este în... da, deci aia nu era casă, era ceva hol și acum a intrat în bucătăria lui bunica sa. Uite-o pe bunica sa. The old phone, the record player, a bowl of oodles of noodles on the coffee table. I wanted to go to her, but something didn't feel right. Voia să se ducă la bunica sa, dar ceva nu s-a simțit. I could feel this deep sense of dread, like something horrible was about to happen. Se simțea foarte ciudat, credea că se urmează să se întâmple ceva oribil. I didn't know what. It felt like something was in my head, playing with my memories, distant and familiar. A dispărut bunica sa. Oh, bă, nu, uite-o acolo. Mamă, ce-ai făcut, bă, babo? Te-ai teleportat? Ia să-l faci eu. Cum s-a teleportat, baba? Mamă, dar s-a teleportat ciudat, rău de tot, ești nebun. Bă, acolo e o față în televizorul ăla. Parcă așa pare. Uite-o pe bunica sa. Are gura deschisă, fraților. Mă, trebuie să fim atent la toate detaliile aici. Ești de bun. E creatura aia în camera ei, bro. A, uite și uite-o pe ea care doarme. Holy shit. Asta gen ca și cum ea știe că e într-un vis. Și acum live-ul ăsta e ea acolo. Uite pe bunica sa, bro, uite pe bunica sa. Ce face asta? I-a luat ochii și nasul și gura. I-a furat fața, bro. Oh my god. Oh, te-ai trezit, sora mea. Nu? Even when I wake up, I still feel like I'm dreaming. Și că și când se trezește simte că visează. Păi de unde ai dormit, sora mea? I know it's waiting to consume every part of me forever. Bă, cum a dormit asta? The deeper I fall, the stronger it gets. Cu cât mă duc mai înainte în vis, cu atât e mai nașpa. I'll never escape. Niciodată nu o să evadez. A, deci asta este blocată într-un vis. Dați like să o deblocați! O să fie jumpscare. Oh my god, uitați-l pe ăla. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, bro. Jesus.
Băi și fete, scrieți la comentarii dacă v-ați speriat sau nu. Mi s-a părut niște filme horror super mișto. Astăzi vom reacționa la filme horror la care nu trebuie să te uiți după ora 12 noaptea. Și partea cea mai tare, băi și fete, este că toate filmele horror la care ne vom uita în acest videoclip au apărut chiar ieri. Adică 100% nu le-ați mai văzut niciunde. Haideți să vedem care-i treaba. Primul film horror se numește Midnight Snack. Bă, este un titlu destul de comun, să spunem așa. Snack-ul de la miezul nopții. Sunt curios dacă nu cumva când această persoană o să se ducă să mănânce, o să vină un monstru care o să o omoare. 100% nu se va întâmpla asta. Haideți să vedem care e treaba. Fear Crypt, ok. Let's go. Buhu. Hai să vedem. Ok. Bate cineva la ușă. Fear Crypt Presents. Let's go, băi și fete. Pau! V-ați speriat. Na, nu o să mai fac asta. Ok. Hopa, deci e tanti asta. Mrs. D? Yes. Doamna D? Da. I'm so sorry for being late. It's totally my fault. Ci că îmi pare foarte rău că am întârziat, este doar vina mea. Please keep your voice down, I just tucked her in. She's asleep? Well, yeah, she's rather sickly. I'm sorry. She goes to bed early most nights. That's her room up there. Last door to the right. Ah, oh my god, cred că frate, cred că fata asta face babysitting, cred. Adică a venit aici și i-a zis că îmi pare rău, face stai misiune deja am băgat-o la culcare. Și face deja doarme. Bănuiesc că se referă la vreun copil, nu? Adică cred, nu? Și asta e vreo liceană de asta care vrea să facă și ea un ban în plus. Sometimes she likes to sneak downstairs for something to eat. If she does, give her what she wants and then send her back to bed. She shouldn't give you any trouble. Ok, și a zis că cică câteodată mai iese de acolo. Mamă, tare mi-e preța, băi, și vede că e un monstru. 100% nu e un copil mic. Fac pariu. Fac pariu 100%. Cică câteodată mai pleacă de acolo și vine la bucătărie să-și ia un snack. Cică îi dai ce vrei. Neapărat ce vrei și după o trimiți la loc. And I should be home right after midnight. Cică și după miezul nopții sunt acolo. Ok, hai să vedem. Is enough? Tot ok? Oh, does she have any allergies or medication? Are ceva alergii, medicații? Nu. Nothing like that. No. Pa, pa, sora mea. Thank you for this. Mulțumesc pentru asta. Bă, băi și fete, e un monstru. E un monstru. Ascultați-mă pe mine, nu m-am uitat înainte. E un monstru, e un monstru, vă spun. Dar deja doarme, sora mea. Bă, na, dacă e un copil mic, depinde cât de mic e, bro, că na. Hai să vedem. Ok, bă, fraților, și după... Mamă, da, ce se aude? A, se aude, e furtuna aici. Bă, e destul de chill, băi și fete. O, sora mea, o să ai nevoie de crucea aia când o să vină demonul din cameră, zic eu. E un job destul de chill. Mamă, dar și ca... S-a... A, oh my god, s-a luat curentul. Mamă, ce mișto arată casa asta. S-a luat curentul, băi și fete, de la furtună. Cred că o să ai o surpriză. Mamă! Băi, deci am stat ca prost, ați văzut că n-am zis nimica, că nu mi-am dat seama. Bă, ce e aia? Bă, are lumină specială pentru carte. N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Se vede că nu sunt un om citit. Bro, cât de tare! Mamă, eu mă uitam așa ca prost, ați văzut că n-am zis nimica, că nu știam ce e aia. Ce v-am zis, bro? Ce v-am zis, fraților? Așa face un copil, nu face, bro. E mare monstru. E moarte direct, vă spun. E direct moarte, băi și fete. Auziți cum face, bro? Ăla nu e un copil. Okay. E ok? Hi. Nu, nu, sora mea, o să mori. Aoleu. Bro, ce? Bă, fraților, ăla e un sicriu unde scrie mami te iubește. Oh my god, bro. Cumva sora mea dormea în sicriu? Poftim?
Așa, sora mea, pune mâna pe cruce, numai Hristos te mai poate ajuta. Ce v-am zis? Ce v-am zis, fraților, că nu e un copil mic? Ce v-am zis? Numai Hristos te mai poate ajuta în situațiile astea. Ce v-am zis, băi și fete? Sora mea, pleacă de aici, bă, bă, v-am zis, v-am zis. Zici că un episod... Ce v-am zis? Ce v-am zis? Așa, bravo! Băi, băi, zici că un episod din Life of Luxury, să moară frații mei. Fugi, sora mea, fugi, 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 fugi. Ce? Bă, eram sigur că și baba e complice. A junghiat-o, bro. Mamă, man. Bro, ce, Doamne, iartă-mă, cu oamenii ăștia ciudați. De ce ai junghiat-o pe fată? A, ca să mănânce, bro. Cred că de-aia, nu? Bă, uitați-vă la asta, bro. Ca să mănânce asta, nu? Ca să mănânce asta, nu? No! O să vă mănânce iadul. O să vă mănânce iadul, băi. Come get it, sweetheart. Hai și ia-o, scumpo. O mănâncă pe ea. Lăsați, bro, că vine și ziua voastră. Doamne, man, mamă, ce film horror. Holy shit, chiar m-am speriat, bro. Chiar m-am speriat. Insane, insane. Marfă. Holy shit, genial. Ok, băieți și fete, haideți să vedem și al doilea videoclip care a fost postat acum o zi. NPC short horror film. Ah, ăsta se joacă cu setul VR. Hello, de la Caleb. Cred că e tovarășul lui. Sam? Sam? Sam. Sam, răspunde, bă. Mă auzi? Ce, că așteaptă puțin. Ce vrei să-mi arăți? Oh, ce tare. Ok, de se joacă VR. Asta e apartamentul meu? Why did you make a 3D model of my apartment? De ce ai făcut un model 3D al apartamentului meu? Cool, right? How did you get everything so accurate? Oh my god, ok, băi, și ia să spunem că asta e ciudat. Deci tovarășul lui are o randare 3D a apartamentului lui. Dar cum a reușit să facă rost de această randare, gen, dacă nu cumva l-a spionat? Ah, l-am scanat cu telefonul când am fost ultima dată acolo. Ești gata pentru cea mai tare parte? Care e cea mai tare parte? Caleb? Ah, cred că-i face ceva creepy, nu? Ce e aia? De ce un NPC în casa mea? Că pentru că ai zis că ești singur. Acum ai un prieten care să ține companie. Foarte amuzant. Mamă, ăla e un NPC, bro, pe bune. Oh, cool, you fixed it. L-ai fixat. Mamă, vine către el. Okay, can you tell this thing to stop? It's kind of creeping me out. O să mă sperie. Ce, că nu fac nimica. Whoa! Dude, ce s-a întâmplat? Mamă, l-a speriat NPC-ul. Dacă e că NPC-ul e la el în casă. S-a mișcat mobila. NPC-ul e la el în casă, băi și fete. Cum să facă el asta? Caleb, abia de pot să te aud. Ce se întâmplă? Ăla a fost. S-a adus, fraților, l-a omorât cu NPC-ul, ești nebun? Ăla a fost, băi, Caleb.
Mamă, bro! Te-ai dus, bă, Caleb, te-ai dus. Holy shit, fraților. L-a omorât NPC-ul, man. Holy shit. Mama, asta chiar e creepy. Iar ultimul film horror la care ne vom uita astăzi, băi și fete, se numește Walk the Plank, adică umblă plank-ul. Habar n-am care-i treaba. Short horror film de la Buried Hatched Productions. Oh, hai că am început bine. Un băiat mort aici. Am început foarte bine. Nu, nici măcar că se putea mai bine. Ok. Ah, băiatul ăsta era mort, nu? Ok, se joacă un joc, ok. Se joacă un joc, fratele nostru. Da. Nu știu ce să zic, frățioro. Eu nu m-aș juca un joc în locul tău. Walk the Plank. Film strip. Ai, ceva cu film, adică cu de ăla de... A, să bagi în camera video, nu? Ai o cameră video? A, ba nu. A, trebuie să te uiți așa ca să stai seama. Ok, ia. Yeah. Trebuie să te uiți înăuntru. It's a time. E timpul pentru pirați. Captain White Pender Merchant Ships with Panic and Notoriety. She showing himself joins in coin. And drink. Ok, deși că ăștia făceau o petrecere. Ok. Aici zice de ceva comoară. El a adormit și după s-a trezit. E ceva joc de copii ciudat. Și acum el nu mai era șeful. Era alt capitan. Nou capitan Claxton. S-a făcut un deal cât timp el a dormit. Locația pentru ăsta. Ok. Deci aici face ceva de pirați ciudați. Ok. Deci nu înțeleg ce treabă are asta cu filmul nostru horror. Mamă, și l-a aruncat pe ăsta. Bro. Oh my god, deci face-o și că ăla stătea acolo, că știți că la pirați când voiau să-l omoare pe unul, legau și îl puneau pe plank-ul ăla, pe bucata aia de lemn. Și el a stat acolo, frate, n-a picat, știi, stătea până pica și după, na, era legat, murea necat în mare. După l-a legat de ceva de asta și după până la urmă l-a aruncat în mare. Deci l-a omorât pe ăsta. Și acum Captain Claxton, nou capitan, na. Era Walk the Plank, making his own crew walk the plank. Ok. Bun, și acum i-a omorat pe toți. Și aici s-a terminat. Ce-i asta, bro? Ce-a fost asta? Foarte ciudat, bro. Îi punea pe toți să stea pe aia și să moară. Claxton. Ia uite, are ceva tricou de fotbal cu el. N-are nicio treabă, bro. Claxton, fi că e un nume mai cunoscut, așa. Se uită la Popeye Marinaro. Aia a dormit, frățioră. Și acum o să se trezească pe mare, o să meargă și el pe bucata de lemn. Cam asta ar trebui să fie... cam asta trebuie să fie ideea. Ia uite, ce se întâmplă? Ia uite, bă, că e ud. Bă, ești prost? E ud. A, ia uite, bă, ca și cum e pe mare. Bro! Bro, what? Oh my god, e pe mare, bro! Bro!
Bro, e pe mare, fraților. Se uită la Claxton ăla. Ia, uite, a, a revenit ăla care a fost omorât. Ia uite, bro, ăla care a fost omorât. Mamă, și un pirat. Bă, frățioară, eu zis să iei la fugă. Ok, unde se duci, că ești în mijlocul mării. Bă, e ok că e un coșmar, nu? Oh my god, l-a legat pe ăsta, îl leagă pe el. Ia uite. Și l-a aruncă în mare, nu? Ok, nu știu ce zice. L-a aruncat pe ăsta în mare. Dar pe el nu l-a aruncat în mare, l-a aruncat de la etaj și a murit. Bro, holy shit. Mergi după apărul la știri. Bro, David Claxton l-a chemat și pe el, wow. Băi și fete, ce s-au terminat aceste filme horror? Scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai horror dintre toate. Mie primul. Să nu cumva să te uiți la videoclipul acesta în seara de Halloween. Da, băi și fete, ați auzit foarte bine. Astăzi vom reacționa la două filme horror care au ca și tematică seara de Halloween. Și în cazul în care voi o să vă uitați la ele în seara de Halloween, o să vă simțiți destul de ciudat, având în vedere că, na, se întâmplă în aceea seară. Așa că dacă e seara de Halloween când te uiți la videoclipul ăsta, nu știu, mai așteaptă și tu câteva ore ca să se facă următoarea zi și după poți să te uiți. Prima dată, fraților, ne vom uita la A Smiling Woman Halloween, care este seria foarte, foarte cunoscută, A Smiling Woman, însă varianta de Halloween. Și după cum puteți vedea, acțiunea se petrece la ora 1 dimineața și după mai avem încă un film și mai horror decât ăsta. Deci acțiunea se petrece la ora 1 dimineața, băi și fete. 101. Oh, oh, ok, deci cred că aici este ceva liceu sau ceva de genul unde sunt mai multe... E o petrecere de asta de Halloween. Vedeți că asta e deghizată în asistentă. Ăla e vârcolac acolo în spate. Asta cred că e scufița roșie, dacă nu mă înșel, nu știu, cred. Este ceva cu mai multe costumații, nu? Mamă, dar chiar, băi și fete, voi vă dați seama că asta cu Smiling Woman a devenit așa de populară, mai ales în America, încât, băi, chiar poți să te îmbraci așa la o petrecere Halloween, efectiv, într-o... Da, dacă ești fată, să te îmbraci într-o rochie galbenă, gen. Hopa! Ia, ce scrie acolo? A, maica se a zis să vină, să fină în 15 minute. Nu știu unde. Hopa! Mamă, uitați-vă la aia cât de ciudată e. Oh my god, băi, ce vede, mamă, stați că începe! Sora mea, uite-te spatele tău. Sora mea. Hopa! Mamă, fă-ți o, credeam că asta e ok, deși că e de treabă, ci că îmi pare rău, credeam că ești prietena mea, ai nevoie, vrei o bombonică? Bă, dar stați, și dacă bombonicile alea au ceva în ele? Thanks. Mulțumesc! Like, îmi place foarte mult rochia ta. Mulțumesc, sunt Smiling Woman. Who? Ea nu știe cine e Smiling Woman. Bă, băi și fete, cred că fata asta chiar nu e Smiling Woman. Cred că pur și simplu face ce-am zis eu adineauri, bro. Face ce-am zis eu adineauri. Deci mă jur că nu m-am uitat înainte. Nu știam că cineva o să se costumeze Smiling Woman așa. Erika, suntem aici. A, și de-aia merge așa, că așa merge aia. Știți, merge așa, buguit într-un fel. Ca și cum are lag în viața reală Smiling Woman-a noastră. Opa! Aha! Uite-o pe Smiling Woman adevărata. Cred că asta e adevărata, nu? Trebuie să fie un costum popular, nu cred, sora mea. Cred că e chiar Smiling Woman. Da, asta... Na, nu cred că asta joacă teatru așa de bine. Ci că nu m-a recunoscut. Hai! Te cunosc? Cine este? Sunt eu, în rochia galbenă. Oh my god. Mă, băi și vede, credeți că asta e reală? Sau iară este pur și simplu o mică întâmplare? Tu mi-ai dat mesaj? Papa. Ba, să cred că e reală, asta e reală, asta e reală, Smiling Woman. Vă spun eu sincer, fraților. Mama asta se teleportează, da, ea e. Stay away from me.
Pleacă de lângă mine. Mom! Oh my god, bro. Oh my god, o aștepta maica sa. Ah, mamă, stați că am uitat, fraților. Odată ce te omoară Smiling Woman, tu devii Smiling Woman. Uite, o așteaptă maica sa aici. Maica sa e costumată în Rambo sau care-i treaba. Și uite, fiica sa i-a zis, hi, can't wait for you to see my yellow dress. Și că abia aștept să-mi vezi rochia galbenă. Ok. Uite-o. Bro, bro. A, ba nu, aia nu era ea. Nu, aia nu era ea. Mi se părea mie că nu seamănă. Asta e în mașină cu ea, nu? Hey, how was your night? Cum ți-a fost noaptea? Kayla? Kayla? Asta este rochia pe care voi să mi-o arăți. Sora mea e o problemă. Oh my god! Ăla a fost primul film horror la care am reacționat, băieți și fete. Însă fiți atenți că acum avem unul și mai horror, care se numește Remains, adică Rămășițele. Și fiți atenți că are o poveste foarte, foarte tristă, să spunem așa. Mai exact în comentarii zice: after bringing home the ashes of her infant son, a mother begins to believe that there is something alive inside of his Deci practic este o mamă care aștepta un copil, nu știu ce, dar ăla a murit, așa că l-a incinerat. L-a făcut, cum îi zice, cum îi spune fraților când încinerezi pe cineva, cenușă, așa. Însă copilul, spiritul lui încă este în viață. Încă este în viață și vrea să-i arate lui maică sa ceva. Vedeți că îl chema Caleb, că avea acolo, era ușă cu Caleb. There you are, micuțul meu Caleb. Uite, Caleb începe să tușească. Deci era un copil mic care probabil a murit, nu se știe de ce, și l-a făcut cenușă și a dus cenușa acasă. Mamă, uitați-vă la ea. Uite. Se uită la pozele cu el, bro. A, și cred că acolo să pună... Eram sigur. Sora mea... Ce vrea să facă? Ok, bă, se vede că e rănită, n-am vă dat seama, băi, și fete, logic. Mănâncă lasagna sau ce e aia? Oh my god, mănâncă cu el la masă, ger, bă, soră mea, nu știu dacă e ok. Welcome, baby boy. Ia uite, faptul că avea toate decorațiunile pentru el, n-am vă dat seama când stai într-o casă cu un bebeluș, poate știți și voi dacă aveți frați sau surori mai mici, e totul, da, peste cap, jucării stânga-dreapta, culori, foarte multe culori stânga-dreapta, e dezastru. Așa e non-stop, zici că e petrecerea cuiva în fiecare zi. Mamă, și ea ce face? Ăla cred că îi dă la fraților să auzi dacă zice pe bebelușul ceva, dacă îi se întâmplă ceva, nu? Sau ce e? Cred că asta e, nu? Auzi ceva? Auzi ceva? Da, cealaltă parte nu e acolo, gen, adică vedeți că, gen, ăsta într-un fel cred, deci nu știu dacă e despre ceea ce vorbesc eu, dacă e cazul aici, însă e acel dispozitiv de, îl pui în camera părinților și în camera copilului, așa că în cazul în copilul începe să plângă, tu-l auzi. Auziți? S-a auzit așa foarte încet. Uite de acolo, vedeți? Vezi, chestia asta trebuia să fie pusă în camera copilului. Mamă, se uite de la cenușă.
Oh my god, soră, bea, cred că o să vină Caleb și o să... și o să fac o nefăcută. Sora mea, nu cred că e o idee bună. Băi, eu înțeleg că ea e dor de fisul, dar eu nu m-aș bucura, eu m-aș speria, bro. Ești cam bucuroasă pentru o interacțiune cu fantomele, sora mea, zic sincer, adică... Sora... Băi, băi! Foarte, foarte fericită pentru interacțiile cu fantomele, băi și fete, nu știu, adică, sau cel puțin așa mi se pare, ai o problemă psihică. Ce faci, băi, pui cu... Doamne, iartă-mă, Iisuse, Doamne, iartă-mă, fraților, i-a pus culori în cerușă. Opa, bă, dar stai puțin că bebelușul ăsta nu plânge, fraților, ăsta, nu știu, e panicat, adică plânge, e mă, 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 nu, mă, mă. It's ok, nu, sora mea, că ai luat-o razna. Bă, nu, 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 sora mea chiar a luat-o razna, îi face lapte praf. Nu, că chiar a luat-o razna, nu, că e în altă dimensiune. Mamă, soră mea, mamă, da mă, dacă te joci cu fantomele, așa-ți trebuie. Deci acum orice îi se întâmplă, fraților, e vina ei. Și merită să îi se întâmple ceea ce urmează să îi se întâmple, bro. Ești nebună, te joci cu fantomele, bă, dar n-avem un Dumnezeu, toți. Oară, frații mei. Bravo, soră mea. Bă, dar chiar, acum ce faci? Adică, fraților, eu cred... că înăuntru e demonul lui Fiusu, știi? Adică după ce a murit s-a făcut demon sau ceva. Deci ce faci, sora mea, acum îl omori pe fiul tu, îl faci demon? Adică omori demonul care practic îl omori pe el? Aha. Eu zic că e o capcană. Sau când pleacă de lângă el se simte prost, frățioro. Că ați văzut că numai că s-a dus la bucătărie a apărut demonul ăla. Atunci se transformă în demon când pleacă de lângă el. Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Oh, oh, oh. Bravo, sora mea, bravo. Ce face? Lasă acolo, în subsol. Mamă, dar a lăsat fraților prostia aia care se audă, a lăsat-o acolo și acum o să audă ce e acolo. Dar zici că se neacă, frățiorul. Micuțul mic. No. Oh my god, a ieșit din ăla. Oh my god, faceți, uiteți-vă care mâine acolo. A ieșit cine a ieșit din... din vaza aia. Mamă, sora mea, fugi! Mamă, deci asta... Deci nici nu fuge, n-a băi și fătul cu bidonul, nu, că a făcut toate greșelile posibile, sora mea, pregătește-te să mori, ce să-ți fac? Ce-i vina mea, că n-ai întotdeauna nicio treabă? Aha! Ha-ha-ha-ha! Wow! Wow! O să... o să omoare creatura aia, bro. Na, ce să facem acum, fraților? Ce fac eu, regulile? Nu.
Da, 100% o să rezolv ceva cu cuțitul ăla, sora. O să iasă ăsta, poate ne dă un jumpscare, fraților. De iese ăla din vază acum, ne dă jumpscare. Mama. Oh my god! Oh my god, sora mea, ești moartă! Dar cine e ăsta, face un demon? Băi, eu cred că e fisul sau nu știu. Mama! Opa, ce ai făcut, sora mea? Ai spart cerușa lui Olmic? Nu cred că așa o să se termine, face, cred că o să se întâmple ceva, cred că o să omoare ăla. Sau acum, pentru că a spart asta, nu se mai întâmplă nimica? Bă, dar stăți puțin, unde sunt chestiile pe care le-au pus aici? Unde e aparatul ăla? Uite-l. Sau, bro, ăsta e alt aparat. Sau? Cred că asta e o jucărie pe care a pus-o acolo? A, uite, acum cea că să le repare. Da, care că nu s-a terminat tot aici. Iară se aude. Chiar că te-ai dus. Dar parcă nu poate să respire, micuțul. Uite! A, credeam că aruncă cenușa, nu aparatul. Da, foarte ciudat. Foarte ciudat, băi și fete. Scrieți la comentarii dacă v-ați speriat sau nu. Și totodată vreau să vă zic un Halloween fericit. Astăzi vom reacționa la cele mai creepy filme horror care au fost postate pe YouTube în ultimele 30 de zile. Vom începe cu acest videoclip, băi și fete, unde este vorba despre un om de serviciu care își iubește foarte, foarte mult meseria, însă locul de care trebuie să aibă grijă este bântuit. Haideți să vedem care-i treaba. Filmul horror se numește Disinfectant. Disinfectant. E ceva mai ciudat, în fine. Haideți să vedem. Ok, deci vorba despre băiatul ăsta. Hopa, ok, haideți că deja am început. Deci deja suntem de 40 de secunde în filmul ăsta horror. Și deja începe să... Ok. Mi se pare foarte creepy jobul ăsta, băi și fete. Adică să rămâi tu noaptea singur într-o clădire și să faci... Să faci curat. Așa dacă clădirea n-ar fi bântuită, ar fi tot ok, dar se pare că nu e cazul. Mamă. Mamă, mă, stați că am început nebun rău de tot. Dacă clădirea ar fi ok și n-ar fi bântuită, cred că ar fi mai bine, sincer. Ma. Ok. Bă, s-ar fi putut să fie doar o defecțiune tehnică, zic eu. Acum nu știu. S-ar fi putut să fie doar o defecțiune tehnică. Ok. Am impresia că o să avem un... Hopa. Eww. Cineva a lăsat mâncarea în frigider? Sau? Da! Bă, ăla era un deget de om?
Mamă, băi, și vedea, cred că ăla era un dege de om. Era un dege de om, bro. Nu? Mamă, ba, cred că da. Cred că era un dege de om. Oh my god, da, chiar era un dege de om, holy shit, ok. Asta nu e bine, asta nu e bine, fraților. Asta nu e bine niciun caz. Oh my god, deci a ieșit din ăla, a ieșit din clădirea unde face curat și a sunat la 112. Hi. Sorry. Are you okay, sir? Yeah. Listen, I'm a janitor. Ok, acum explică lui asta că este un om de serviciu și că trebuie să vină că a găsit un deget sau. I was cleaning and... Uite, își aduce aminte ce s-a întâmplat. Ci că în momentul de față o să trimite pe cineva, așteptați. Bro. A vomitat, fraților. Bă, na, când vezi un așa ceva, cine știe? Acum își aduce aminte sau a revenit înapoi la curățenie? Opa, e cineva în baie. E o fată care plânge în baie. O fetiță, că văd care e picioarele mici. Ma'am, are you okay? Doamne, ești ok? Ma'am, are you okay? Bro! Ma'am, let me hit! Bro, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă? Oh my god, băi și fete, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă, bro? Nu era nimic acolo. My god. Bă, frate, dar ce se află în clădirea asta de se întâmplă genul ăsta de lucru? Oh my god, bro. Oficial te-ai dus. Bro. Bro, ce-i face, man? Ați văzut că mișcă cu mâna? Oh my god, l-a omorât, bro. Mamă. L-a omorât pe bune. L-a lăsat mort. A venit poliția. Bă, prostul s-a dus înăuntru, fraților. După ce a sunat la poliție, s-a dus înăuntru ca să-și continue treaba. Mamă, nu trebuia să facă chestia asta. Și acum o să-l găsească poliția, nu? Nu, cred că și domn polițist s-a dus. Da. Și domn polițist cred că e terminat. Intru înăuntru. Bro, ce-i cu creatura aia, mea? L-a omorât și pe polițist, man, insane. A încercat să tragă, dar degeaba, cred. Holy shit, mamă, deci ăsta chiar a fost un film horror pe bune. Următorul film horror la care vom reacționa, băieți și fete, se numește The Exposed. Hai să vedem care-i treaba. A fost postat acum 2 săptămâni aproximativ. Este vorba despre ceva asistentă care vine noaptea de la muncă. Nu știu ce se întâmplă mai departe, dar asta e ideea principală. Hopa, Alexa, aprinde luminile. Holy shit. Îi sună telefonul? O sună cineva? Ok, se aude foarte încet, băi și fete. Ok, deci că asta a chemat-o la ceva petrecere de Halloween sau vreo petrecere, bănuiesc. Și ea acum a venit de la muncă și a zis că nu, e prea somn, nu pot să vin.
A venit poliția. Oh my god, ok, și-a întrebat-o, ai auzit de băiatul ăsta care tot intră în casele oamenilor, dă jaful, intră peste ei în casă. A, și a zis și că nu ți-e frică să dormi noaptea singură în casă. Mamă, băi, și pe tare am impresia că știu unde o să se ducă filmul ăsta horror. Tare am impresia că știu ce o să se întâmple cu sora mea. Send me pics. Alright, fine. I love you. Bye. Love you, bye. Bye, bye. Ok. Deci, ca, fraților, ea nu se duce niciunde. Ia uite. I-a dat un link de Instagram. Ok, și acum se uită la un videoclip pe Instagram, băieți și fete, cu băiatul ăsta care prezintă ceea ce s-a întâmplat și zice dacă ești în LA sau în Hollywood, acolo în America, ai grijă că, uite, e băiatul ăsta care intră în casele oamenilor și poliția a arătat un videoclip de pe o cameră de supraveghere. Bun, ei nu-i pasă, râde. A zis că cica ai grijă, cica să vă închideți ușile, totul bine. Ea nu are ușa închisă. No, nu are ușa închisă și adoarme, băi și fete. Nu are ușa închisă. Oh my god, camera blink. Ușa din față, du-te și închide-o. Oh my god, e cineva acolo. Du-te și închide-o, soră mea, du-te și închide ușa. Cine e acolo? Închide ușa. Ok, miroase, se duce să-și facă duș, o fi. Închide ușa. Bă, n-a închis ușa, bamă, bă, da. Personajele din filmele horror, băi și fete, sunt la alt nivel de prostie. I s-a luat curentul. Da, sora mea, bravo! Alexa, aprinde aia, nu, i s-a luat curentul, probabil i-a tăiat electricitatea. Bravo, sora mea. Hai că gândești. Se aude ceva, bro, dar se aude foarte încet filmul ăsta. Acum nu toate filmele horror trebuie să fie perfecte. Adică ar trebui, dar nu pot să fie toate perfecte. Bă! E ora 2:23 dimineața și n-are service. Închide ușa, sora mea. În continuare n-are ușa închisă. Ce? Ce a zis? N-am înțeles ce a zis. Oh my god. Bă, sora mea, închide-mă ușa. Închide ușa! Oh my god, din spatele ei. Cine e aia? Oh my god, e ea moartă. Bă, o fi care un coșmar. O fi care un coșmar, băi și fete. E ea moartă pe canapea. I found her. Mass exposure. Oh my god. Bă, wow, nu mă așteptam la asta. Wow, nu mă așteptam la asta, băi și fete. Ea de fapt acum era moartă și ea care intrau peste ea în casă erau pompierii. Au găsit-o. A murit din cauza faptului că a lăsat gazul aprins. Nu lăsați niciodată gazul aprins, băi și fete. A lăsat gazul aprins, bro. Holy shit.
Oh my god, nu mă așteptam la finalul ăsta, sincer vă spun. Iar ultimul film horror la care vom reacționa astăzi, fraților, se numește The Suitcase, adică valiza. Și a fost postat acum 3 zile, acum doar 3 zile. Let's go. Shiley, am dat mai tare. Shiley. Shiley. Yes, mom. Da, mamă. Hopa, sora mea se mută de acasă. Ce faci, sora mea? Nu ești ca mică. What are you doing? Ce faci? Nothing. Nimica. What's that? Ce e aia? Nimica, mamă. Sora mea se mută de acasă. Fiți atenți, băieți și fete. Cel mai independent copil. A, ba nu. Nu. Vino aici, mamă. Ce chestie e așa, Shiley? De unde ai luat-o? A, a luat-o de undeva. Este o cutie de magie. O cutie magică. Da, jur. Închideți ochii, mamă. Și-a închis ochii. Și acum a dispărut sora mea. Shiley. Băi, și vede, cred că Shiley e blocat acum în cutie, cred. Tare am impresia. Nu cred că a făcut ea așa. Shiley. Sau? Where are you? Shiley, unde ești? Shiley. Sora mea, vezi că Shiley își cam bate joc de tine, doar zic. Where have you gone? Unde te-ai dus, Shiley? Mamă, v-am zis, băi și fete, eram sigur. Eram sigur, mamă. Mă auzi? Da, te aud. V-am zis, băi și fete, băi, eram sigur. Puteam să jur, frate, puteam să jur. Mamă? Te rog, nu mă lăsa. Mamă, băi și fete. Bro, puteam să jur că asta se întâmplă. Este întuneric și rece. De ce te-ai dus acolo? Bro, dar unde se duce mai exact? Ești acolo? Sora mea, unde te... Bă, nu te du, bă, sora mea. Vin, nu veni, nu te du, man. Shiley, wait. Shiley așteaptă. I'm coming, mommy. Vin acum. I'm coming. Don't be afraid. Okay? Bă, unde se duce, frate? Se bagă în valiză. Bă. Bro? Bro, ce Doamne iartă-mă? Mami vine. Don't be afraid. Don't be afraid. Bă, ce Doamne iartă-mă se întâmplă, fraților? Na, sora mea, eu zic misiune abandonată aici. Zic eu. Acum, cine sunt eu să decid pentru tine până la urmă, nu? Bă, dar acolo se termină scara! Bă, acolo... Mă rănește, mamă! Că nu veni jos, nu e fica ta. Bă, ce se întâmplă? E cineva acolo care i-a zis nu mai coboră că nu este fica ta. Acum vin. Cumva, băi și fete, Shiley chiar i-a făcut o farsă și soarele mea s-a băgat în cutia asta așa fără niciun motiv? Cred că da. Uite, aia nu-i Shiley.
Cine ești? Where's my daughter? Unde mi-e fica? Nu încerca. Nu există nicio cale de scăpare. What do you mean? Mamă, n-are voie să iasă de acolo. Stai în lumină. Stai în lumină. Nu există nicio cale de scăpare, băi, fete, că... Păi și Shiley unde e? Nu, te rog, nu. Mamă, s-a stins lumina! Mamă, trebuie să stai în lumină! Are you still there? Ce s-a... Eram sigur, băi și fete, bă, v-am zis, Shiley chiar s-a ascuns pe bune, bro, la început nu credeam, dar acum mi-am dat seama după, iar ea chiar s-a ascuns pe bune, a făcut fața ascunsele ea. Sunt aici. You hear me? I'm here. Sunt aici, mă auzi? Unde ești? Oh my god, o iau și pasta. Bro. În cutia magică. Ajută-mă. Shiley, nu te du. Oh my god, băi și fete, și aici se termină filmul horror. Bă, scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai horror dintre toate trei. Mie primul mi s-a părut de departe cel mai horror.